Identitatea culturală romă va fi promovată la Homorod. Asociația Partida Romilor Pro Europa va organiza un spectacol în cadrul Căminului Cultural din acest sat, la care vor participa copii de etnie romă din clasele 1-8 din întreaga comună. Așadar, pe 8 decembrie, începând cu ora 17:30, de copii din cadrul Școlii Gimnaziale Homorod vor recita poezii, dansuri tradiționale rome, dar și cântece rome și românești. La finalul spectacolului, un număr de 30 de copii de etnie romă, maghiar și români, cu rezultate deosebite în activitatea educațională, cu vârste cuprinse între 5 și 14 ani, vor fi premiați. Prin acest eveniment, organizatorii speră să combată fenomenul segregării în sistemul educațional, în contextul zilei de 18 decembrie, ziua minorităților naționale din România.